CSM, anunc oficial, Covesi, audiat în dosarul în care i-și acuz de afectarea onoarei sau probicii profesionale ori prestigiului justiciei. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii anunc oficial ce pe 9 mai urmează să fie discutat raportul întocmit de Inspecția Judiciară cu privire la Sevâr sublinierea de cetră procurorul sublinierei Faldna, Laura Codruca Covesi, sublinierei procurorul sublinierei adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe 12 ianuarie, Inspecția Judiciară anunca ce a exercitat acțiune disciplinar fapt de Covesi sublinierei Iacob pentru Sevâr sublinierei unor abateri, acțiunea fiind înaintat Secției pentru Procurori în materie disciplinară a CSM, care va decide cu privire la răspunderea celor doi magistrați. Potrivit își, în cazul lui Covesi, una dintre abaterile disciplinare se referă la manifestul care aduc atingere onoarei sau probicii profesionale ori prestigiului justiciei, Sevâr sublinierei te în exercitarea sau în afara exercitrii atribuțiilor de serviciu, constând în ceea ce, în cadrul unei subliniere din ce de lucru, a avut manifestări de natură aduce atingere onoarei sublinierei probicii profesionale a magistraților procurori, precum sublinierei prestigiului justiciei, împrejurări identificate în înregistrările audio apărute în spațiul media la data de 18 iunie 2017. În concret, procurorul sublinierei Faldna s-a exprimat în sensul combaterii efectelor negative în planul imaginii sublinierei credibilității instituției, generate de decizia CCR 68 pe 2017, prin instrumentarea urgentă a unor dosare cu min subliniere 3, de impact mediatic. Sublinierea a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv sublinierei general obligatoriu al deciziei CCR 68 pe 2017 sublinierei a folosit exprimări inadecvate la adresa Curții Constituționale sublinierei a unui judecător al Curții, inducând ideea în cadrul opiniei publice ce unul din criteriile în funcție de care se prioritizează soluționarea dosarelor este impactul mediatic al acestora sublinierei calitate. Calitatea oficială a persoanelor cercetate, indica Inspecția Judiciară. Totodată, susține aici, Covesi a folosit fapt de colegii procurori un ton superior sublinierei agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etic sublinierei deontologie ale unui magistrat, de natura genera în rândul opiniei publice un sentiment de indignare sublinierei a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor supremaciei Constituției sublinierei a legilor, precum sublinierei a imparțialității procurorilor. Acțiunea a vizat sublinierei atitudinile nedemne în timpul exercitrii atribuțiilor de serviciu fac de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectorii judiciari, avocați, experți, martori, justiciabilor reprezentanții altor instituții, constând în ceea ce prin intermediul unei corespondențe electronice, e-mail, a adoptat o atitudine nedemnă, folosind la adresa procurorilor cuvinte sublinierei expresii cu un conținut vedit denigrator, insultor sublinierei amenintor, respectiv la sublinierei bârfitori, infractori,
făcând cunoscut acestora faptul că există deja un cerc de suspecții, cu referire la un dosar penal, încălcând astfel obligația de rezerv sublinierei normele de conduită a sublinierei profesiei de magistrat. În ceea ce îl prive subliniere-te pe Marius Iacob, ijarta ce acțiunea fac de acesta a vizat nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judectorul sau procurorul subliniere-tie ce există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, constând în ceea ce a efectuat acte de urmărire penal, fără a formula declarație de abținere, de subliniere i se afla, în mod vedit, în situația de incompatibilitate prevăzut de articolul 64 alin. 1 lit. F. Cu referire la articolul 65 alin. 1 sublinierei articolul 66 Cod de Procedură Penală.